Sistemul dezvoltat în cadrul unui proiect numit DeepFace a fost trecut printr-un set de teste standardizate, parcurse și de subiecți umani. La final, sistemul Facebook a reușit identificarea fețelor din imagini cu acuratețe de 97,25%, în timp ce grupul de test a reușit un scor puțin mai bun, adică 97,5%. Pentru obținerea acestui nivel de precizie, sistemul dezvoltat de Facebook trasează mai întâi coordonatele 3D ale trăsăturilor faciale, după care generează un model plat, în care anumite trăsături faciale sunt evidențiate, folosind diverse tonalități de culoare. Potrivit echipei de dezvoltatori, sistemul a fost învățat să identifice corect elementele faciale, folosind o colecție de 4,4 milioane de fețe dinainte etichetate, reprezentând un grup de 4030 de utilizatori Facebook. Contrar așteptărilor, tehnologiile dezvoltate în cadrul proiectului DeepFace nu-și vor găsi imediat aplicare în cadrul rețelei de socializare. După prezentarea oficială, administratorii Facebook vor aștepta mai întâi reacțiile primite din partea comunității de cercetare, după care vor evalua opțiuni pentru implementarea la scară largă. În prezent, Facebook primește zilnic câte 100 de milioane de poze de la utilizatorii săi, pentru care oferă posibilitatea de a eticheta numele fiecărui prieten sau cunoștințe ale căror fețe au fost surprinse în imagini. Pe cât de utilă este pentru organizarea colecției de poze și informarea celor din lista de prieteni despre cele mai noi adiții făcute albumelor proprii, funcția tagging a fost mereu incomodă și, în general, mare consumatoare de timp. Actualul sistem de recunoaștere facială, introdus în 2010 pentru Statele Unite și extins la nivel global în 2011, a fost aprig contestat de autoritățile din Germania și Irlanda pentru modul abuziv în care a fost aplicat, fără a cere consimțământul sau măcar a avertiza utilizatorii. În apărare, oficialii Facebook au declarat că sistemul de recunoaștere facială are rolul de a grăbi etichetarea fotografiilor, scutind utilizatorii de un efort suplimentar. Introducerea unei funcții de recunoaștere facială promite să scurteze această etapă, automatizând procesul de etichetare a pozelor noi și îndemnând totodată prietenii din lista de contacte să contribuie prin etichetarea imaginilor în care apar. În stilul caracteristic, Facebook a decis să activeze funcția de recunoaștere facială pentru toți utilizatorii, fără a oferi o notificare prealabilă sau opțiunea de a refuza acest serviciu. Din fericire, aceia dintre noi care nu vrem să avem indexate toate pozele în care apărăm, putem dezactiva această funcție, accesând secțiunea Privacy Settings a contului Facebook, de unde dezactivăm opțiunea Suggest Photos of Me to Friends.